Sute de oameni au ieșit în stradă seara trecută la Târgu Jiu. Ei au venit cu pancarte pe care și-au scris nemulțumirile. Oameni de toate vârstele au protestat față de clasa politică și nu numai. După ce au parcurs câțiva kilometri scandând, protestatarii s-au oprit la biserica din centrul orașului. Rușine! 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 Vrem spitale, nu catedrale, scria pe unul dintre banerele de protest ale oamenilor. Chiar și tinerii cu dizabilități au mărșăluit pe străzile din Târgu Jiu seara trecută. Noi suntem singurii care putem să facem noi ceva în seara asta. M-am adaptat! Mi-a fost greu, dar m-am adaptat. E greu, dar încercăm. O nouă schimbare, o nouă țară, într-una mai bună, să sperăm. Cei mai mulți dintre protestatari erau adolescenți. Majoritatea celor prezenți au aflat despre organizarea întâlnirii de pe rețelele de socializare. Onoarea celor care au murit și să facem un fel de protest pentru parlamentari și pentru cei care nu contribuie. Ați reușit? Să sperăm că vom reuși în curând. Și persoanele în vârstă au luat parte la marșul de protest. Vârsta, traseul lung de aproximativ 15 km și frigul nu au fost o piedică pentru cei care au vrut să strige nemulțumirile față de clasa politică. Doamne, cum să fie câteva demisii de ajuns? E nevoie resetarea clasei politice. Deci asta e nevoie. Nu au fost atâtea demisii din... Știți că noi românii am tot schimbat clasa politică, am zis noi că o schimbăm, dar ei sunt tot ăia. Seria de proteste este programată să continue și astăzi de la ora 18 în fața prefecturii. A fost deja anunțat un număr mare de protestatari de toate vârstele.